Este zarvă în ferme și prin via cei care își doresc un concediu activ pot da o mână de ajutor. Vacanța la țară poate fi o idee în aceste zile frumoase de toamnă. Cei interesați sunt puși de gaz de la treabă, la curățarea grajdului, mulsul vacilor, ori pregătirea vinului. Provocarea de astăzi este să vă faceți propriul vin. Așa sunt întâmpinați turiștii la o podgorie din dealul mare, județul Prahova. Simt o aromă de ciocolată neagră. Vine de la stejarul american. Cafea. Ok, ok. Da, și cafea e E în componență. Bună aciditate, puțin cam dur pentru cerul gurii, dar poate avea potențial. După toată agitația din București, facem o cură de aer proaspăt și, bineînțeles, de vin. Pentru o astfel de experiență, turiștii plătesc 32 de euro. Aici mierea este miere de floră alpină. Asta fiind flori de pădure. În stupina lui Nea Gheorghe din Simon, județul Brașov, turiștii primesc lecții de apicultură. Acest fotograf, pasionat de natură, a gustat miere direct din stup. Partea de sus, asta este mierea. Aici mai este încă miere, care este deja fluidă. Nu poți să, să vezi partea frumoasă a lucrurilor doar fotografii în peisaje. Trebuie să, să, iei, să iei legătura cu oamenii. Tot la această fermă, turiștii pot culege smeură, dar și mere aromate. dealurile mărcinite de bucegi și piatra craiului, scosul vacilor și oilor la păscut este o reală plăcere. Pentru două nopți, un cuplu plătește 600 de lei bani, în care sunt incluse cazarea și trei mese pe zi. Pentru copii este în același timp educativ să participe la astfel de activități. Văd de unde vine mâncarea, cum se produce mâncarea și descoperi în același timp gustul adevărat al mâncării. În satul Prod, din județul Sibiu, pășim pe tărâmul cailor. Aici, soții vârgolici au transformat o fostă plantație de hamei într-o minunată fermă și pensiune pentru cei pasionați de călărie. Au amenajat și șase camere de oaspeți. Fiecare client învață să-și perie cal, calul, să își pună șaua pe el, scoate calul din graj, pune calul în graj, toată bucătăria. Acești turiști au rămas impresionați de cai blânzi, dar și de locul de poveste. Să mergi la o fermă, să ai grijă de cai, să îi țesali, poate fi într-adevăr ceva diferit pentru un turist high-tech din New York. O zi de călărie costă 380 de lei, iar dacă vreți să petreceți un weekend prelungit, plătiți 900 de lei. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV Plus.